Eu degeaba am o țară în cap, da? Eu deja pe la 2 ani știam să vorbesc perfect. Acolo și eu deja eram solist. Eu în 90 eram anul 4 la neagă. V-a auzit perforatul! Când mai era acolo un băiat care el era considerat acolo Dumnezeu concursului. Vin la mine la studio, pentru că el știa că eu fac compoziții. Și niciodată. Niciodată. Da? N-am avut niciodată asta. Și eu nu cred că tu în momentul acela o să ieși pe scenă și o spui ăsta e apogeul din viața mea. Nu zic acum aura, că nu. Eu așa nu știu, parcă intuiesc, ca să mă iei pe mine o leacă așa, dar fac și vorb, noi tot în aleșteri. O cauți în pulsația orașului, în ochii necunoscuți, în culorile vibrante ale istoriei. Deschizi ușile visării, trecutului, prezentului și viitorului. Este cuceritoare și de o naturalețe irezistibilă. Fetească albă, descoperă inspirația autentică în nobilul spumant brut a priorii White. Bună ziua! Mulțumesc! Am înțeles. Sănătate. Să-i crește, să-i creșteți. Cu bine. Hai. Salutare, dragii mei. Noi suntem pe strada pietonală, uite pe aceste clape alb și negru și nu întâmplător, fiindcă invitatul meu de astăzi este o persoană sau un interpret care are o voce extraordinară, care a fost câștigătorul și finalistul mai multor concursuri internaționale, despre care sunt sigur că mulți din voi au auzit. De ce el este mai mult la petreceri și mai puțin în scena profesională? Este și curiozitatea mea, dar cred că și a multora dintre voi. Cine e? Marcel Roșca. Salutare, Marcel. Salutare. Eu te cunosc exact ca și toată lumea, probabil, mai mult de la ecran. Dar noi nu de mult ne-am intersectat la un concert și te-am cunoscut mai de aproape. În schimb, îți spun prin secret, tu ai un fan înrăit în echipa noastră. Pe bune. Da, ghișește din trei cine? Dar nu știu dacă pot. Luna, considerați că voi sunteți trei. Da. Și eu de cap, da? Că te cunosc prea puțin din ăștia doi care-i vezi cine. Nu știu, cameramanul? Cameramanul, da! Uite, Iura nostru, el e încântat de tine, el de vocea ta e încântată, că de tine, așa, ca lumea să nu înțeleagă. Da, e clar. Da. De vocea ta, el îmi spune Marcel, de eu zic, da, am auzit. Dar, curiozitatea mea, fiindcă, de fapt, eu nu vorbesc despre asta chiar de la început. Dar uite, eu am făcut un teaser, nu știu dacă tu ai auzit teaserul meu, probabil n-ai reușit, fiindcă tu numai bine ai venit. Na, da. Ține o apă, că noi avem și un partener. Care are grijă să nu murim de sete vara, că Doamne ferește și de cap. Și nu așa, dacă cu pH nou, tu îți dai seama, adică și de sănătatea noastră, nu numai de faptul să nu ne sfocăm de căldură, știi? Deci, curiozitatea mea, uite, și în teaser am zis, ziceam mai înainte, de ce tu, având astfel de calități vocale, nu reușești să ajungi totuși pe scena profesionistă, așa cum cred eu că ar trebui să fii auzit, să fii văzut, uite, să mergi pe stradă și toți se întoarcă capul și zic, ăsta e Marcel Roșca. Păi, dar eu am chestii de genul ăsta. Unde? Adică mă recunoaște lumea pe stradă. Bine, nu sunt într-atât de arhi cunoscut, dar lumea mă mai recunoaște. Nu, hai atunci altfel să-ți spun. Uite, tu ai participat la atâtea concursuri, da. Ai luat premii mari. Da. Finaliști, chestii, de toate, deci tot. Păi după asta trebuia cariera ta așa să crească. Fulminant. Deci păi îți dai seama. Probabil aș fi vrut să fie așa, da. Și? Nu știu, cred că chestia asta ține bine și de muncă, munca pe care o depui, dar eu cred că depun sacrificiu. Destulă muncă pentru chestia asta, dar... Destulă? Dar bine, dar în ce costă munca pe care tu o depui? Spune-mi, Piroca, eu să înțeleg, iată ce depui tu și nu merge totuși. Dar eu nu știu, în general, dacă nu aș considera că nu merge. Bine, până la urmă, vrem noi, nu vrem că eu sau oricare alt interpret, oricum el este mai mult solicitat la evenimente private.
Cum n-am, da, adică oricare, cât de bun... Tu creezi? Nu e adevărat. Păi, uite-te, da. Tu sunt interpreți care mai des cântă în concerte și eu îi văd. Și sunt, eu nu vreau acum să spun, dar sunt interpreți care foarte des ori sunt invitați anume în spectacol. Dar probabil ei și mai des cântă la eveniment. Nu, n-aș spune, sunt o foarte mulți interpreți care până la urmă nu prea îi văd în concerte, dar îs doar de evenimente. Dar tu nu te-ai gândit, hai la altceva, tu nu te-ai gândit la faptul că poate e vorba că încă tu nu ți-ai găsit piesa ta, uite cea de rezistență, cea pe care, care o să zic că asta cântă Marcel Roșca, piesa ta care o sună de peste tot, și la radio, și la televiziune, și pe YouTube o să ia milioane de vizualizări, nu? Eu am o piesă lansată destul de recent, hai să spun așa. Acolo ce fac? Și... Batnuși sau ce fac și da? Și ea este destul de ascultată la radio, adică e... Înțelegi, destul de... Și da. Foarte... Diferența este da, mare. Bine, asta fiecare cumva poate să înțeleagă în felul lui. Și să interpreteze în felul da, lui. Da, exact. Știi de ce îți spun? Fiindcă, iată, eu m-am uitat la tine pe pagină, da, pe YouTube, și, într-adevăr, piesele care au luat mai multe vizualizări sunt cover-uri. Deci cover-urile la tine sunt mai nu, populare nu decât adevărat. Piesele tale. Piesa mea proprie, doar tu, are cele mai multe vizualizări. Da? Bine, dacă îi luăm de vreun canal de YouTube care deja are câteva milioane, și acolo ai pus o piesă unde eu am cântat, păi, da, eu nu pot să compar profilul meu de 1000 și ceva de persoane acolo care urmăresc și să compar cu un profil în altă parte care are deja peste 1 milion de urmăritori. Adică eu, spune-mi, te rog, eu degeaba am o țară în cap, da, cu pretenții. Adică tu consideri că se ide pe planul, cum zic rușii, da? Deci totul merge așa, parcursul merge așa cum trebuie și cum îți dorești. Evident că eu aș fi dorit să meargă lucrurile mult mai rapid, mult mai bine. Dar din moment ce ești singur, pe cont propriu, și nu ai o susținere, nu ai o edită mai echipă în spatele tău, nu ai acolo un PR manager, un nu știu ce, cine acolo, lucrurile de sine stătător merg mai greu. Și... Adică tu consideri că ar fi bine să ai un producător sau o casă de discuri care să aibă grijă de tine. Păi e mult ești... mai ușor. Ok, dar tu ești gata să semnezi astfel de contracte, fiindcă ele nu întotdeauna sunt cele mai convenabile. Asta am avut propunere în România da. Să semnez de câteva ori și eu de fiecare dată am refuzat pentru că nu îmi plăceau condiții. Adică, bine, că nu sunt eu atât de... Bun, dar ce condiții? Ia că spune. Au refuzat acele contracte anume din motivul că sunt niște condiții draconice. Iată, care ele sunt? Ce anume? Și ce nu ți-a plăcut? Ce e acolo? Spre exemplu... Privațiune de libertate. Da. Care? Spune-te-o. Da, într-o oricare măsură ar fi ceva da? De genul ăsta. Da? Da. Adică e cumva se obligă să-ți facă, nu știu acolo, hai să spunem, o piesă sau două piese pe an. Așa. Sau cu un clip acolo pe an. Dar tu, în schimb, trebuie să-ți dai absolut toate drepturile tale, de absolut orice categorie. Adică de și ca interpret, de mama și de tata. Da. Ceva de genul, da. Adică serios? Tu te-ai legat o sfoară la gât și ești după ei. Și ei deja singuri decid dacă vor să fac ceva cu tine sau nu sau vor nu să facă. Adică în perioada da. Aceea, dacă ei n-au făcut nimic cu tine, n-au investit, adică tu nici n-ai dreptul să faci în altă parte. Și într-un corect. Fel, pierzi ani. Sau dacă... frica e asta, că vei pierde ani, da? Exact. Că tu nu știi dacă se vor păca de tine imediat, că iau mai mulți artiști, nu ești unul acolo, așa-i? Asta e motivul. Tare mulți artiști, da. Și ei deja, nu știu, cum prind interes față de cineva sau... Habar n-am cum funcționează cumva chestia asta. Tu ai văzut băieții? Au venit și se instalează cu dobi, cu... Da, ei tot nu cântă la Palat Național. Da, dar ei sunt chiar la început de cale. Tu așa ceva ai făcut, ai profesat? Nu. Nu? N-ai cântat pe stradă? Nu am făcut chestia. Tu știi, înainte... De fapt, nu-mi pare o rușine. Corect, iată, asta am vrut să zic. Înainte era perceput așa, ei, asta e un fel de cerșală. Acum, eu văd în oraș tot mai mulți tineri, copii chiar, care uite, cumpără o boxă, ceva, o chitară în mână și n-au niciun stres, cântă și eu mă minuiesc, mie atât de mult asta îmi place. Chestia asta a apărut de peste hotare, de fapt. Eu știu că a apărut de acolo, dar la noi era percepția asta, că copilul ăsta așa de sărmanu își cerșește, știi? Ei, dar el nu cerșește, una își cerșește și alta să cânt, să muncești, pentru asta cineva te remunerează, ei doar nu stau pentru o taxă anumită sau o fac asta doar pentru bani. Eu o fac pentru ca să, lumea să-i cunoască, înțelegi? Îți dai seama dar să aibă și o taxă scris acolo, de exact. Exemplu, 20 de lei. Nu, eu cred că toți se gândesc că, uite, va trece cineva, un producător, și îl va remarca și îi va spune, da hai cu mine. Dar noi avem? Ei toți sunt tare puțini, unu, doi mă tinc. Asta e și o problemă la noi în țară, că noi nu avem
mulți, hai să spun așa, producători care ar putea să se ocupe de mai mulți artiști. Noi fiecare, cumva, hai să spun așa, ne vindem. Da, că suntem noi artiști, cântăreți, interpreți și tot așa mai departe, sau suntem doctori, sau suntem, nu știu, taxatori de troleibus și tot așa mai departe. Până la urmă, noi toți ne vindem cumva marfa noastră. Dar se întâmplă la petrece să apropie de tine lumea, știi, să vină și să spună, Doamne, ce voce ai? Păi, dar tu, băiete, tu cânti, cum, dar tu de ce nu ieși? Nu, am avut chestii de genul ăsta când... Adică nu știu dacă am voie să spun gen vreun concurs, să fac... Spui, nu, ai dreptul, sigur, normal. Am avut chestii de genul ăsta când s-a apropiat cineva de mine. Păi, băiete, dar tu ai o voce, tu cânti, strașnic, tu trebuie să te duci la X Factor. Dar el nu știe că tu ai fost. Tu am înțeles? Tu ai înțeles? De ce eu te întreb? Că tu ai fost la foarte multe concursuri și evident că multă lume te-a văzut, dar multă lume nu te-a văzut. Sau poate te-a văzut atunci, dar nu a memorizat numele, înțelegi? Probabil. Și poate așteptau de la tine, știi, mai departe. Stai că băiatul ăsta, uite, că eu tot, apropo, eu tot credeam că ăștia români au să te apuci cu mâini și cu picioare, știi? Și te-a apucat, dar nu de tot. Adică de multe ori se întâmplă lucrurile nu chiar așa cum credem noi că ar fi trebuit. Și eu, spre exemplu, în 2015, când am fost la Eurovision, eram cu o piesă Feelings You'll Never Leave și toți jurnaliștii pareau că eu să câștig și o să merg și o să reprezint țara. Și deja cumva mi-au dat și mie stabilitatea asta. Și eu mă gândeam, băi, dar poate chiar atât de bună piesa asta sau poate chiar e cea mai bună din concursul ăsta și eu probabil o să câștig dacă toți aici parează pentru mine. Exact. Și, op, și nu, am, nu și m-am dus eu. Clar, am înțeles. Da, e cumva... Marcel, de la căldură te-am adus la răcoare. Deci nu știi cu vara cum e mai bine, știi? Eu de aici mă rup afară și când te sufoși de căldurile astea și tot parcă în studioul la noi, așa, e condiționer. Și e mai bine, da. Mai bine, așa? Uite, noi ne-a răcorit un pic cu apă. Eu am îți propus să ne răcorim cu altă băutură. Altă apă. Cu apă. Asta e apă, dar nu chiar apă. Apă de asta, cum zic, miraculoasă. Hai să servim un pahar noi de spumant, să bem, da? Da, un pahar de spumant de la partenerii noștri Priori Wine. O să-ți placă, ăsta e brut. Să-l dai Dumnezeu sănătate. Da, cui? La oamenii care au făcut băutura asta. Și dacă vrei, dă-l și te cap, nu te jena, că noi n-am spune la nimeni. Și am cu inima împăcată. Mergem mai departe. Nu te întreb dacă ai privit vreo emisiune, vreau să cred că ai privit măcar vreo una. Da, eu am spus, eu am văzut emisiunea cu Cleopatra. Ai văzut, doar cu Cleopatra ai văzut? Asta m-a apucat să văd. Da. Da. Și te-a deranjat ceva? Nu. Spune ce ești mie. Nu, am râs acolo la un moment. Da. De faptul că nu știai cum să te adresezi, pentru că ea cumva era... Parcă-i doamnă, dar eu percep încă domnișoară. Doamnă, da, o percepeai în domniță. Domnișoară și... Amuzant a fost. Nu, eu ți-am explicat, eu ți-am spus că într-adevăr mi-a fost greu să mă adresez, eu nu știam cum să mă adresez, știi? Fiindcă eu o percepeam ca încă ca un copil, ca o fetiță, dar de fapt e o femeie măritată și e așa venit respectiv, așa, știi? Treci timpul, și, trec ani. Exact, exact. Și eu trebuia cumva să mă obișnuiesc cu faptul că deja în fața mea totuși e o femeie, știi? Și asta era, asta mi-era un pic așa greu la capitolul ăsta. Dar în rest tot ok. Bun, atunci mă bucur, măcar ceva, dar ai văzut. Ai înțeles tu despre ce este vorba aici. Noi, în emisiunea noastră, avem mai multe rubrici. Și una din rubrici este deja tradițională, una pentru mulți dificilă, dar una foarte necesară. Ta-ra-ra. Da, timp de un minut, tu trebuie să te prezinți. Cine este Marcel Roșca? 3, 2, 1. Eu sunt Marcel Roșca. Am naștere și culpa de zânt și să-mi spui? 19 iunie 1990, avea să spun alt an. Uh-huh. Așa, sunt din Chișinău. Mi-am făcut studiile aici în Republica Moldova și în România, adică facultatea am făcut-o în România. Am făcut Neaga, Colegiul Neaga la noi și Școala de Arte. Am cântat la vioară, la Academie pian,
la Academie, nu la noi. Școala de arte, ai zis. Școala de arte. Am început cu școala de arte, după asta am făcut colegiu. Așa, și după colegiu am făcut Universitatea Națională de Muzică din București. Așa. La Facultatea Compoziție, Jazz și Muzică Ușoară. Cu dita mai fraza. Așa. Ce să mai spun despre mine? Însurat, cu acte în regulă. Interpret, cam asta pot să spun acum despre mine într-un minut. Clar. Deci eu de fapt credeam că tocmai și ai spui ceva și de calitățile tale, ce calități ai tu. Tu mi-ai spus așa, știi, ca din anchetă. Data nașterii, locul, studiile, cum să mi-e știe. Căsătorit, da? Deci atât. Asta vrei să știi. Un băiat simplu, nu știu, pe alocuri emoțional, câteodată impulsiv sau cam des. Nu știu, mare lucru. Nu prea pot să-mi dau așa niște caracteristici. Mi-am pentru înțeles. Că lumea vede până la urmă. Eu știu așa în mare parte cum sunt eu, dar lumea cum mă vede deja e altă chestie. Impulsiv asta ar fi nervoșelul ăla, da? Da. Sau tardit. Dar ce timp te face să fii impulsiv? Spre exemplu, ultima vreme, și nu doar ultima vreme, dar în fiecare zi a conduce prin Chișinău, asta e strașnic, asta trebuie să ai nu știu câte răbdare pe care, nu știu, eu nu prea o am. Aici mă enervez acum, la moment. Am înțeles. Dar bine că mă mai stăpânesc, nu mai sunt eu așa nebun, dar știi cum? Mă aprind repede și la fel de repede poate și mă stâng. Deja, independență de cât eu dacă, tu știi, dacă eu știam că tu îmi vei spune de calitățile astea, poate eu nu te luam deodată așa, pe sus, acolo la pietonală, știi? Și am ușa și mă gândesc, mă tin că ești stitaj și optante asta, am ușa o ușie de aici. Și vrea de la mine. Așa? No. Nu? Tot ok? Nu, eu nu am o problemă cu asta. Nu ai o problemă cu asta, ok. Bun, dar eu îmi sunt condemn de asta, că am să dă întrebări mai cu mișoare, mai știu eu. Deci, la mine era întrebarea dacă ești tu de la sat sau din oraș, dar tu ai spus, tu ești orașan, tu ești din Chișinău. Da, eu sunt din oraș, dar o foarte mare parte din viață, sau hai să spun așa, mai corect să fie, practic toată copilăria mea sau o mare parte din copilăria mea, eu am petrecut-o la țară. Adică eu știu ce înseamnă pe la 9, 10 ani, 8, nu știu, să mergi la bunei, pe când toți copiii stăteau acolo cu păscutul gâștilor și găinilor și nu știu, și pe acolo, eu mergeam cu sapa. La prășit. La prășit, la cosit, cu bunielul meu. Asta, apropo, îmi plăcea foarte mult. Mergeam cu bunielul în păduri după lemne. Și eu sunt din Baștină bun. Adică jumătate sunt din Călăraș, jumătate sunt din Criuleni. Dar în Călăraș, în partea asta, în satul Căbăiești, unde e mama mea, și acolo unde îmi petreceam eu copilăria, mergeam cu bunielul la, așa se spune acolo, la râpă. Și de acolo scotem piatră. Dar scoți piatră, să trebuie să ai și putere și tărie de caracter și absolut tot. Pentru ce vă făceați gardul? Beșul? Dar nu neapărat că făcea ceva. Asta așa trebuie să fie. Trebuie piatră, dă de una, acum faci un beci, băi, nu știu. Lasă-și. Și cred că tot satul așa face. Păi da, bine, oamenii care cumva trăiau aproape de zona. Da. Dar eu am avut până la urmă o copilărie interesantă și cumva chestia. Eu mi-aduc aminte cum intram cu bunielul în pădure, Dumnezeu să-l ierte, și el mă învăța. Că după ploaie, spre exemplu, da, îmi spunea, uite, ciupearcă de asta și-o rupea. O rupea așa în două, mi-arăta, asta nu se mănâncă. Uite, asta se mănâncă. Să rupea acolo, de pe copac ceva și o gusta direct ca să-mi dea mie cumva siguranța asta. Uite, asta se mănâncă, asta nu se mănâncă, asta nu se mănâncă. Dacă simți că are gustul ăsta, dacă mi-e dulce sau dacă mă acolo sau acolo, nu trebuie să mănânci. Adică el cumva mă învăța deja de mic niște chestii tare interesante. Bine, că nu le mai țin eu minte acum, dar eu cred că ele cumva pe parcursul vieții mi-au prins bine.
Ai amintiri frumoase. Da. Păi, iată, chiar am vrut un pic să-mi povestești despre tine, știi, din cauza că tu nu prea ai dat interviuri, nu știu de ce, dar așa, puțin ba, despre da, tine eu să cunoști. Ba da, eu am o grămadă de interviuri și am povestit că pe viața YouTube avea nu de-a prea s-a găsit. Pe YouTube nu prea sunt ele, știi? Probabil asta e motivul, că atunci când am început a căuta, n-am dat de ele. Și chiar eram curioasă să aflu, de-aia te întrebam, ești la sat, la oraș, care e copilăria, cum ai mers? Bun, atunci hai să mergem așa cronologic. Tu ai mers pe linia muzicii, da? Da. Dar de unde asta s-a început? De la bun început. De la bun început? Dar cine ți-au văzut preferințele tale? Părinții au sesizat? Mama a fost cea, bine, așa știu eu informația. Mama a fost cea care, sau părinții până la urmă, au fost cei care au descoperit cumva chestia asta, pentru că eu foarte, foarte devreme am început să vorbesc. Da. Eu deja pe la 2 ani știam să vorbesc perfect. Când alții la 2 ani nu știu nici să spună tata sau mama. Da, da. Așa, și eu pe la 2 ani și jumătate cântam și îngânam și le îngânam perfect toate reclamele de la televizor. Tot ceea ce conținea o melodie, o linie melodică, eu cântam. Și părinții au observat și au dat seama că cântă impecabil, că perfect acolo. Și au hotărât să mă duc la o școală de muzică, la Alexei Stârcea. Așa. Și acolo am intrat, am avut un examen, ca, mă rog, era o școală de arte totuși, trebuia să vii cu niște date de acasă. Maică-mea, pe parcursul anilor, eu nu prea am făcut grădiniță, pentru că maică-mea a fost acasă tot timpul ăsta și eu am crescut mai mult în atenția mamei. Și ea m-a învățat cântece, eu deja, și acum sunt piese care le știu de când m-a învățat mama, că aveam 3-4 ani acolo. Dar stai un pic, dar mama cu tata au ceva atribuție la muzică sau nu? Mama a cântat împreună cu familia ei, era așa cumva format o dinastie. Și ei cântau cum era înainte, pe la raion, pe la... Colhoz, nu mai știu. A, am înțeles. Ceva de genul ăsta. Asamblu folcloric ceva sau ce? Ceva dinastia Suorici. Da, da. Era, aveau ei cumva manifestările lor pe unde cântau ei pe la raion cu diferite concerte și tot așa mai departe. Și probabil o mare parte din talent sau nici nu știu cum să-i spun, așa cred e, că vine așa din partea asta de acolo a mamei. Ca peste ani să aflu de la tata că și bunica din partea, adică mama lui tata, tot cânta. Dar bine că eu n-am mai apucat, Dumnezeu să o ierte, eu n-am mai apucat să o aud cântând. Dar merg pe varianta credibilă a lui taică-miu, că și bunica din partea lui, adică mama lui cânta. Și cred că am jumătate de acolo, jumătate clar de acolo. Așa. Eu. Și la școala Stârcea te-ai dus la ce instrument? Eu inițial am intrat la școala de arte. Da. Când am dat examen, am susținut examenul acolo. Eu nu prea eram bun la matematică, la chestii de astea. Dar bine, la 7 ani nu poți fi bun la matematică. Da. Am susținut acolo un examen și cei din membrii comisiei au ieșit afară și întreabă, dar cine e mămica lui Marcel? Dar eu eram cam nezbătios în copilărie și mama, oleu, dar ce-a făcut? Dar nu a făcut nimic, stați liniștit. Ea din start gândea, gata, au răsturnat acolo tot. A făcut ce? Da. Nu, n-a făcut nimic. Noi vrem să vă spunem că băietul dumneavoastră e o viitoare steluță, el cântă foarte bine și noi o să-l luăm neapărat solist în corul Andrieș. Așa, adică e renumit. Eu încă nici n-am pășit în școală acolo și eu deja eram solist. După care acolo trebuia să selectez neapărat un instrument. Și eu aveam acolo pian sau vioară, ceva de genul, nu mai țin minte exact. Și eu, vioară, nu știu, mie îmi plăcut. Eu credeam cumva că a cântat la vioară așa, pur și simplu. Și am zis, vreau la vioară. Și m-a dat la vioară, eu am început să cânt acolo, da, mi-au găsit instrument, mi l-au cumpărat. Și după un timp oarecare, nu mai știu, când am văzut și am înțeles cât e de greu scris de fapt la vioară,
Deja nu mai vroiam. Exact, mai greu ca la pian. Da, și eu îi spuneam, tata sau mama, nu mai vreau să cânt la vioară, mai bine mergeam la pian. Și tata, a, vrei la pian? Ok, hai și la pian. Te-o încălțat. Și m-am dus și la pian, și la vioară, și la ansambluri. Mi-ai mai spus, mai gândi, mă ceam la trompetă. Mă gândește așa acolo. Da, și eu până în clasa a noua, eu aveam, mamă, cred că, nu știu, cred că eram cel mai ocupat copil de pe fața pământului, pentru că eu în fiecare seară cu vioara în mână mă duceam acasă pe la ora 6, 7, 8 seara. Adică eu aveam atâtea activități, că eu făceam și vioară și cântam și într-un ansamblu de viori. Și după aia cântam în corul Andrieș și mai cântam și în corul Orfeu, care era băieții mai mari. Că eu dintr-a întâia până într-a patra am cântat în Andrieș, dar ei n-au răbdat, ăștia din Orfeu, n-au răbdat și m-au luat și în partea asta. Și eu cântam și aici, cântam și acolo. Și după aia mai cântam și la vioară într-o orchestră de muzică populară. Și mai aveam o altă orchestră de muzică populară unde cântam acolo. Mai aveam și dansuri și teatru și tot ce vrei. Deci și dansuri zi, tot am făcut. Și absolut. Și teatru și dansuri și pictură și tot ce vreți acolo. Absolut. Ai nimerit în școala de arte și acolo la toate. Eu chiar și la eu deci nu sunt dansator și bine, poate eu știu să dansez. Adică știu să bat un ritm acolo. Dar eu am făcut și dansuri populare, și astea, dansuri moderne, și breakdance am făcut, am făcut și step. Asta mi s-a întipărit foarte, alea cu picioarele. Da, da. Deci eu am făcut tot felul de dansuri, tot felul asta, de... Asta tot era la școala de arte? Da, da. Aha, păi asta da, e minunat. Da. Și eu, ca dezvoltare, asta e... Păi, dar de ce îți pare rău? Iată, până la dar nu-mi pare rău. Apa asta vă zic. Nu are ce îți pare rău. Adică ce n-ai făcut? N-ai stat brambura pe afară, asta e. Dar în rest, tu aveai ocupații interesante. La vârsta, la vârsta dată, eu credeam că e mai bine să fii copil, să alergi cu mingea toată exact ziua, cum alergau toți copiii pe care vedeam eu pe fereastră acolo. Da, cumva, peste timp, mi-am dat seama că, băi, totuși, asta e o chestie care, până la urmă, te face om. Tu vezi totuși ce noroc au copiii de la oraș. Tot. Eu încă o dată mă conving de asta, că totuși posibilitățile de la oraș nu sunt cele de la sat. Din păcate, mai ales acum, când sat nu mai sunt nici activități culturale, adică nu mai sunt acele colective. Fiindcă cred că asta e mai mult cumva legat de dorință. Și nu doar de dorință. Bine, dar acel copil de la țară, el dacă vrea, unde să se ducă? El poate să aibă dorință. Și... Ba da, eu, spre exemplu, când eram la colegiu, eu aveam alți colegi care erau veniți prin raioane, de pe undeva, și ei acolo au făcut școala de muzică, ei aveau suplimentar, mergeau, dacă făceau liceul, spre exemplu, într-o parte, se duceau în altă parte. Nu, exact, dar nu fiecare putea, oricum. Da, așa probabil, oricum am avut un privilegiu, da, stând la oraș. Da. Da, și după aia ai mers la Neagă la ce facultate? La dirijat coral. Colega încă unul, la mine ultimul timp sunt numai dirijori. Guzo a fost la mine și eu tot am aflat surprință că el a făcut dirijor de cor. Și eu am făcut la Neagă dirijor eu, de cor. Eu cu Guzo am fost colegi o lună de zile la conservator la noi. El o râs că atunci când eu eram anul întâi la Neagă, el s-a născut. Dar tu te-ai născut când eu eram anul 4 la Neagă. Încă și mai vesel. Probabil, nu știu. Tu 90? 90 te-ai născut. Da. Dar eu 90 eram anul 4 la Neagă. La dirijat coral. Dar de Guzo tu erai anul întâi la Neagă când eu m-am născut. E că încă unul cred care eram patru. Onisim Cazacu, cred că era Flăcău atunci. Măi, Onisim, dar nu era nici atunci Flăcău. Tu știi că el era șef catedrei de... El era bătrân de mult, da? Dar el nu se schimbă. Tu ai văzut cum arată el de bine? Da, frumos. Noi tot l-am pomenit pe Cazacu ieri. Ieri, adică cu Guz, la emisiunea precedentă. Minunat, mamă. Tu vezi că, știi cum zic rușii, dirijorii rulet, știi? Practic, iată, eu m-am uitat că în muzica ușoară și în general, în showbiz, și în general, iată, cei care au izbutit, sunt foarte mulți din domeniul dirijatul coral. Adică corul îți dă foarte multe cunoștințe una la mână, o școală bună, dar îți dă cumva, eu nu știu cum, probabil și curajul ăsta de a face, de a duce, de a izvuti, nu știu, faptul că tu ești în cor, știi, și totuși ești într-un colectiv și nu stai de unul singur acolo și vă buchisești, știi? Cred că și asta cumva îți dă mai multe oportunități. Bine, eu la Neagă oricum am intrat deja cu, hai să spun așa, cu spieti, da? Eu vin de la Stârcea, dar să vii de la Stârcea la Neagă, asta, da, tu deja... Cum?
ai trei scări în față, trecute deja. Exact, așa și este. Așa și este. Clar, și tu ai făcut dirijatul, după care ai mers la București. Da. Și eu am făcut mai întâi, eu m-am înscris așa. Eu voiam după anul 3, în general, la Neaga, să las colegiul și să merg la București. Așa. Și taică-mă a tot insistat și m-a convins până la urmă, a zis nu. Mai întâi trebuie să... Primești document? Da. Corect, tata. Documentul, așa. Să-l văd. Așa. Și am te duci și unde vrei. Și și vrei, exact. Și eu am absolvit colegiul Neaga și după asta m-am înscris la conservator la noi și m-am înscris și la conservator în București. Uh-huh. Și acolo eu am fost acceptat, dar eu am primit rezultatul ăsta deja când învățam aici, la conservator la noi. Și eu am zis, nu pot să ratez ocazia asta dacă eu mi-am câștigat locul acolo. Bine, la noi, la conservator, tot la dirijat ai mers, da? Nu, tot aici la muzică ușoară ceva. Aha, am înțeles. La estradă, să nu știu. Estradă, așa, așa, catedra de estradă. Da. Da. Și aici am învățat o lună de zile și după asta eram la buget, apropo. Mm-hmm. Am trecut concursul cu brio cu 10 pe linie. Și după asta am plecat la București. Și acolo... Inițial, acolo m-am dus cumva la canto muzică ușoară, mai să spun așa. Asta era întrebarea. Deși eu canto n-am făcut în viața mea. Compoziții? Bine, dar tu cântai. De asta eu cântam, dar canto eu nu am făcut niciodată în viața mea, apropo. Nici o oră de canto. Bine, au fost cumva câteva tentative, că am fost la niște oameni, profesori de canto, sau pot să dau nume sau cum? Poți. La Svetlana Sârbu. Da, eu am mers la ea cândva. Am fost, dar eu eram, nu știu, cred că anul 2-3 la colegiu. Și am fost la ei să fac niște ore de canto sau măcar să mă asculte. Și m-am înscris la ei cumva la lecții, m-am dus acolo și ei, hai cântă. Da, ok, dar ce să le cânt? Am ales acolo, am selectat o piesă și am cântat. Și eu așteptam cumva să vină cu un feedback, să spună, băi, hai, de mâine sau de săptămâna viitoare sau de peste 2 ani, vii la noi. Sau... Ei se uit la mine și ce vrei de la noi? Și zic, păi, am venit să facem cantus. Dar ce să te învăț eu? Eu n-am să învăț. Băi, tu știi a cânta, tu te rog să caut treabă. Noi avem timp să pierdem pentru alții. Tu și ai venit la noi. Tu ești așa, păi, eu vreau. Nu, dacă vrei așa să vii la noi câteodată, să ne mai cânți câte un cântec, poți să vii. Deci i-ați apreciat calitățile vocale deodată, așa-i? Bravo! Știi, mie chiar... Eu oricum aveam de învățat multe și eu și acum am multe de învățat. Nu, dar omul, uite, a văzut. Eu o cunosc pe doamna Svetlana, domnul Ilie, deci soțul, deci, care tot a învățat foarte mulți vocaliști, pe timpuri deja și consacrați și veneau la el și la doamna Svetlana. Și uite, asta e de apreciat, cum se cădenea oamenilor, de a recunoaște că în fața lor stă un talent care, de fapt, e șlefuit și... Pentru ce? Dacă tu și așa ai avut... Deja tot ce știai, adică tot ce puteau este în viață, tu asta știai. Și nu au zis, hai, vină numai de dragul banilor sau mai știu cum, știi? Sau să-și ia laurii, că uite, că e elevul meu. Da, și noi suntem în foarte bune relații, da, pentru că eu după asta chiar am mai fost la ei. E o familie minunată, fost de câteva ori, da, și ei mă ascultau, eu îl cântam. De plăcere, da. Și ai ajuns tu la București, am înțeles, clar. Am ajuns la București și acolo m-am înscris cumva la canto, facultatea, da. La canto muzică ușoară. Așa. Băi, și-a trecut aproape jumătate de an acolo, jumătate de semestru și eu n-am făcut nicio oră de specialitate. Adică eu mergeam la toate orele, tot bine și frumos, dar eu nu aveam ore de specialitate. De ce? Băi, asta nu înțelegeam. Și la un moment dat era cumva toată catedra asta și ține de canto, compoziții, jazz și muzică ușoară. Da. Ne-am adunat toți la un loc și profesorul atunci, încă nu era profesorul meu de specialitate, de compoziție, Andrei Tudor, el ne-a adunat pe toți, am vorbit ce am vorbit acolo și el ne spune, când eram doi băieți înscriși la specialitatea asta și îmi spune, voi, după cum ați observat, nu ați făcut nicio oră de canto, muzică ușoară. Da. Eu pot să vă spun că profesoara voastră ești în decret. Păi spune că studenți o luați. Noi nu avem un alt specialist în domeniu, așa că voi aveți două opțiuni. Sau ori vă duceți voi în decret. Vă retrageți de bunăvoie și plecați acasă,
ori mergeți mai departe la compoziții. Și eu, păi, dacă am venit aici, normal, stau la compoziții. Deci nu eram, nu aveam mare dorință să încep a compune. Deci îmi dădeam seama că asta e o chestie strâns legată de exact tot ce fac eu. Și zic, ok, atunci o să fac compoziții. Eu m-am speriat, mini cuvântul ăsta, până a intrat la facultate la București, mini cuvântul compoziție, mă speria de parcă era, nu știu, operație... Corect, fiindcă era vorba de armonie, solfegiu și asta e matematică în muzică. Matematică superioară în muzică. Compoziția asta, pentru cei care pe noi ne privesc, voi mulți, probabil, noi vorbim în termeni și mulți nu înțelege. Ce înseamnă facultatea de compoziție într-o instituție muzicală? Asta e, cred că, cea mai complicată facultate de la orice instituție muzicală. Fiindcă, vă zic, și nu doar. Asta e matematică superioară în muzică. Asta e compoziția. Deci profesorii de teorie a muzicii și de tot și evident acolo merg doar cei care cu adevărat au, cum să zic, au abilități și capacități. În mare parte auz absolut. Eu nu am auz absolut, dar acolo, de fapt, eu cumva consider că asta se dezvoltă. Eu nu cred că cineva se naște cu auz absolut. Se nasc. Dar, probabil. Dar acolo era o goană mare. Toți colegii care eram toți într-o grupă acolo, era goana asta după auzul ăsta absolut. Și eu la un moment dat îl dezvoltasem, pentru că asta mă impunea cumva situația. Că toți acolo cu auzul absolut auzeau o notă. La, mi, si. Și eu țin minte odată că a fost o chestie tare interesantă. Eu cumva invidiam chestia asta, da, păi da. Poți auzi cu auzul absolut. Poți când orice el repijor ți-o scrii și s-o duci, să înțelegi, dar tu stai, da, și tu chinui. Da, pentru mine asta era problemă. Eu cumva mă simțeam mai inferior anume în chestia asta. Da. Și țin minte așa o situație, că eu deja mă impuneam, eu trebuie să aud, trebuie să am niște note anumite în cap care să-mi sune, să știu. Da, da. Și a fost așa o situație interesantă, că eram la o lecție de istorie a muzicii, probabil, nu mai știu. Și noi eram cumva într-un bloc, conservatorul era împărțit în trei blocuri. Și eram în blocul în care se făcea reparații. Adică câteva cabinete din blocul ăla erau disponibile, dar în mare parte se lucra. Clar. Și făceau reparații. Și la un moment dat eu am auzit o bormașină, ceva am auzit eu acolo, așa, un sunet. Și, dar la noi era, deci, spun... Fiecare sunet pe care puteai să-l auzi, ăla trebuia să fie o notă. Și trebuia verificată la pian după asta, dacă a ghicit-o cineva. Și am auzit noi toți bormașina aia, în perete acolo. Și toți am început să dea cu părerea că asta e si, că asta e mi, că asta e nu știu ce acolo. Da, pe bune, asta era. Păi orice sunet e o notă. Tot e o notă, tot e un sunet. Și toți au dat cu părerea și eu am așteptat până la urmă, dar eu nu știu cum eram convins, eu știam ce notă e asta. Da. Și eu îi spun do diez din contraoctavă și profesor, s-a făcut o liniște totală și profesorul se duce la pian și apasă exact nota pe care am spus-o eu. Și a sunat exact nota asta și toată lumea așa... Mai avem unul! Dar asta a fost așa cum... Dar de asta care tăjești nu spune la mine. Am auzit... Perforator! Asta e tot! Am zis, tipul, noi râdim, dar cei care ne privești zic și do diez contra octavă. Deci că, dacă vă imaginați, asta e o notă foarte joasă. Deci, da, dacă vă imaginați pianul, dacă v-ați uitat la pian, partea stângă, în capăt. Notele cele negre, aproape de capăt aproape acolo. Aproape de capăt, una de jil negri. Da, e de Da, și asta a fost așa un moment pe care eu l-am luat aminte și a fost interesant și pentru mine și pentru colegi. Și tu așa ți-ai dezvoltat auz absolut. Eu așa să înțeleg. Dar nu, eu nu pot, nu cred că eu am auz absolut, pentru că eu nu știu acum dacă aș auzi un sunet și aș spune exact și notă. Bine, camertonul, tu la poți să-l pămu să-l intonezi? La? Camerton, hai. Cred că da. Dar trebuie să am pianul ca să verific. Dar nu sigur. Nu ești sigur. Nu sigur, cel mai interesant că noi, într-adevăr, nu putem asta verifica, că eu nu am auzit absolut, dar era un pian aici, verificam. E asta? Las că eu acasă. Când am să văd emisiune, am să mă apropii de pian și am să verific. Crezi că este la? Cred că asta e la, da. Nu, e prea sus, mi se pare deja. La, si, da.
Telefonul, am în telefon, am pe ea. Ia hai. Primul sau al doilea? Stai pe ea aici digital? Da. Ia. Mai chiar că poți face mesaj pe telefon. Exact, da. Deja am un poț, eu mi-am uitat că noi avem telefoane. În telefon poți face orice. Eu am pus la bemol, dar e la... La... Încă mai sus, da? Da, cu un semiton am greșit. Da. La... Adică eu am cântat la bemol. Auzi, arată la lumii să vadă pianul din telefon. Da, ăsta e pianul. Și eu am pus la bemol. Ăsta e la bemol. La, dar el de fapt era la. Da, era la. Da. Olea, că am greșit. Da. Îți pare că nu e auz absolut, dar e parțial. Oricum, oricum, da. Tu l-ai dezvoltat. Asta e adevărat. Și apropo, ce ține de compoziție. Noi cumva am avut o misiune că în decurs de nu mai știu cât acolo timp, o lună, două, trei, jumătate de an, dar nu, cred că jumătate de an era mult. Trebuia să intrăm în horă cu toți compozitorii de acolo, care învățau specialitate. Și eu, evident, automat mi-am luat și mi-am asumat și n-am avut încotro. Andrei Tudor era profesorul meu de specialitate, eu eram la el și el trebuia să pregătesc pentru examen o piesă. Și eu am venit cu o piesă scris, partitură, tot așa cum trebuiește. Și eu am cântat-o și țin minte că profesorul a făcut atunci o remarcă, că a oprit așa tot. Uitați-vă la băietul ăsta. Băietul ăsta a venit să facă altceva. Canto. Canto. Dar băietul ăsta a compus un cântec mai bun ca atât cântceva. Bine, eu cumva preamăresc lucrurile, dar el cumva m-a lăudat și a zis că el nu s-a așteptat. Că eu, venind în altă parte, am nimerit acolo și am compus și o piesă tare bună. Și atunci am luat 10 la compoziție, la examenul de specialitate. Tu, amu, mai înțeles de ce eu pe tine te-am luat așa o leac la vatra jocului acolo pe pietonală? Fiindcă tu cu adevărat ești un talent. Uite, tu cu adevărat ai o voce remarcabilă. Amu, eu aflu din interviu că tu ești și un muzician de săvârșit, adică tu... Și îți scrii muzică, și ești un instrumentist mare, și uite-te... Instrumentist mare? Nu! Nu, bine! Ai făcut instrumente și nu unul. Ai mers pas cu pas, uite, pe tine te-au remarcat... Eu am și pies. Pe tine, pas cu pas! Ia, că vezi, dar noi nu facem publicitate la pas. Dar ce am vrut să zic... Te-au remarcat, de mic te-au remarcat, și profesorii și toți, deci ai văzut care a fost parcursul tău, tu mi l-ai povestit. Acum înțelegi că exact era absolut firească întrebarea mea și curiozitatea mea, de ce așa un om cu atâtea aptitudini și cu așa aptitudini nu-i zvezda, nu-i stea, înțelegi? Nu-i vedetă, înțelegi? Că eu, susținând examenul la compoziție, eu am scos o piesă care era dita mai complicată acolo, cu armonii de jazz, cu coborâri pe semitoane și tot așa mai departe. Și eu am prezentat-o la examen la un profesor care el e jazzman, de fapt. Da. Și el mi-a zis, e bine, tot ok, dar nu înțeleg de ce ai băgat atâta armonii pentru oamenii simpli care ei nici măcar nu... Eu înțeleg ce ai scris acolo. Da. Dar tu dacă vrei, spre exemplu, să scoți piesa asta, lumea nu o să înțeleagă. Exact. Că acolo e quart sext acord cu dubla dominantă. Bine, tu poți, dar eu sunt sigură că tu poți să scrii niște șlagări cu armonie bună, frumoasă, dar care e ușor de... Uite, pot să-ți dau exemple, chiar la noi. Același Pașa Parfenit, el scrie melodiile, el le cântă, el și un vocalist bun, el și scrie muzică interesantă și totodată e comercial. Ea e comercială. E greu să scoți o piesă comercială, de fapt. Eu despre asta am vrut să zic. La ce noi ajungem? Noi ajungem la ce e că la tine încă tot urmează. Așa exact. Eu zic. Eu săptămâna viitoare mai lansez o piesă. Da, apropo, eu sunt la curent, fiindcă eu am auzit-o acum în mașină. Eu cu Marcel la stadiu, în studio am venit cu el și nu-mi pare rău că am mers totuși cu mașina cu tine până aici. Fiindcă Marcel mi-a pus o piesă sa nouă, pe care eu probabil o ascult în premieră. Eu în premieră, voi încă n-ați auzit-o. Și ea trebuie să sune la posturi de radio, Marcel, dar la toate. Ea o sune? La toate. Neapărat o sune. Fiindcă ea e foarte în trend. De exemplu, eu sunt sigură că dacă o pun fetițelor mele, eu spun, wow, mama, dar cine vreo român cântă, știi? Adică, fiindcă muzica așa e foarte, foarte
foarte faine. Și da, interpretarea nimai zicând. Apropo, am văzut parodie pe care tot mi-ai pus-o la ăștia de la Zebra Show, au făcut, cum se numește emisiunea ce? Aici cântece nus. Aici cântece nus. Și dacă nu erai tu, nu știam că tu acolo ai făcut parodie pe piesa colega mea și cu alt text. Da. Tu știi, eu n-am ascultat textul. Apropo, eu am ascultat... acolo m-am implicat la text. Ah, serios? Dar pe mine nu mă interesează, că dar cred că a fost frumos textul, dar neapărat am strimit link-ul și Jetty Vinovan, că e autoarea piesei. Și eu nu atât am ascultat piesa cât am ascultat cum ai cântat-o tu. Tu ai cântat minunat, deci, băi, tu chiar ai voce de asta. Marcel! Eu am loc, mă. El tăi piesele cântă pe Ghini Cărzunea. Da, deci... Da. Eu tare n-aș vrea ca tu să rămâi la nivelul de interpret de cover-uri. Nu. Fiindcă nu, acum asta e la modă. La noi foarte mulți îți spit cover-uri. Eu am pășit peste etapa asta. Eu, nu, trebuie să-ți faci într-o oarecare măsură m-am lăsat deja și de concursuri, pentru că eu nu mai am vârsta de concursuri. Uh-huh. Pentru că la concursuri asta își presupune. Cover-uri. Eu deja m-am plictisit. Tu ești la vârsta lui Hristos, exact. La 33 de ani. Exact. Pornești calea cei dreapte. Deja. Eu deja am câteva piese, bine, piesele din spatele, din trecut, ele poate nu au fost atât de comerciale și nu au fost atât de difuzate la radio și la televizor, chiar dacă am mai fost cu ele și le-am mai cântat și le-am mai prezentat. Eu cumva am pornit o altă etapă, hai să spun așa, din viața mea, unde am început să fac piese și să combin cumva ceea ce mi-ar plăcea mie și ceea ce le-ar plăcea și ascultătorilor. Dar și ce am vrut să te întreb? Tu ai fost la o sumedenie de concursuri. Eu am fost la începuturi, parcă la vreo două și gata, concursurile nu-s de mine. Eu am un tremur nebun când trebuie, dacă sunt la concurs. Dacă, eu și așa am emoții când ies în scenă. Dar dacă eu știu că pe mine trebuie încă să mă jurizez, da, să-mi pună note, apoi ca la examen. Mă doare burta, nici se face rău. La mine e ca așa vocea, nu sunt, fiindcă eu știu că pe mine trebuie să-mi pun o notă, înțelegi? Asta e când ți-ți pune notă, tu ai cumva alte emoții. Tu nu ești ca la un concert, să ieși așa de plăcere, știi? Tu se vede că tu poți să stăpânești emoțiile, dar întrebarea mea era alta. Tu ai fost la sumedenie de concursuri. Iată, spune ceva din culise. Ce se întâmplă acolo, la voi în culise? Este ceva ce lumea nu vede. Depinde de concurs. Tare mult, pentru că... Dar cum ți s-au părut? Ele ți-au părut obiective. În genere, concursurile sunt obiective. Unde am câștigat eu, da, au fost obiective. Păi, dar știi și că eu nu cred că tu ai fost cel care ai mers cu sacul de bani? Nu! Sau ai mituit cineva sau ai avut un nene sponsor care... Eu întotdeauna am fost împotriva concursurilor din astea care se umblă acolo cu hai poate, da, nu da, știu da. Cum. Eu, adică eu nu știu, poate... Nu cred că, de fapt, cineva pe la spatele meu a umblat și a făcut acolo scheme ca să câștig eu. Până la... Așa mă gândesc eu, pentru că n-am avut pe nimeni în spatele meu care să tot umble pe acolo și dea șpagă, spre exemplu, ca să câștig eu. Și eu bănuiesc și presupun și sunt convins că eu concursurile pe care eu le-am câștigat sunt datorită... dreptate, da. Talentului, datorită că am putut sau am fost cel mai bun sau am reușit să fiu cel mai bun. Și până la urmă concursurile astea, ele se împart. Sunt concursuri unde se leagă o prietenie foarte strânsă și frumoasă între toți participanții, mai ales dacă sunt din țări diferite. Și așa, o prietenie legată și interesantă, pentru că fiecare vine cu momente, cu cultură de acasă, cu diferite povești și tot așa mai departe. Sunt concursuri unde e un... Toți sunt așa pe orgoliu, cu nasul pe sus și se uită așa. De exemplu, în Lituania, unde am fost la concursul ăsta, acolo a fost cumva maniera asta mai mult de orgoliu. Aha. Că mai era acolo un băiat care el era considerat acolo Dumnezeu concursului, concursuri lor. Sau eu nici măcar nu știam pe el, dar eu am văzut atitudinea celorlalți față de el. Că... Doamne ferește, băiatul ăsta... Era din Lituania? Nu știu, nu, cred că nu era din Lituania, nu mai știu, nu mai, chiar nu țin minte. Dar cumva toată lumea, ce ține de concursul, toată lumea îl știa pe el, că ăsta nu se câștige numai decât că el e cel mai bun, toată lumea îl știe că el e bojică. Și era așa cumva... Adică orgoliul ăsta aiurea și prostesc
pe care eu nu îl înțeleg. Păi, vorbim între noi, suntem, chiar dacă suntem cumva concurenți, dar ce avem de părțit? Știi ce am vrut să întreb? Adică nu se fac de astea, cum să zic, potlogării de astea mici. Știi cum la concursul ăsta de frumusețe? Da, exact. La concursul ăsta de frumusețe, știi? Vine înainte cu o sară înainte, nu știu, îi toarnă ceva și e somnoroși, ochii în plat și de-am nu arată așa. Sau îi pantofi, îi face ceva la pantofi. Dar nu, la noi camera la hotel se închidea ca lumea, nu? Adică nu se făceau așa între concurenți, da? No. Dar spun, te rog, dar la X-Factor, hai că noi știm mai mult lumea, pe celălalt concursuri nu le-a privit, că nu fără la noi a fost, dar X-Factor la noi mulți privesc concursul ăsta, da? No. Iată ce poți spui tu despre concursul ăsta, cum e? Dar el nu e concurs, în primul rând. De la asta trebuie să începem. E show. El e show. Da. Și cred că asta spune tot. Deci a fost show, da? Da, asta nu e un... Nu poți să spui că e un concurs, că o să mergi acolo și o să câștigi. Acolo... Bine, hai, poate eu gândesc greșit. Dar asta e strict părerea mea. Că chestia asta ține doar de televoting. Ce și de oameni. Aha. Adică ei cumva includ televoting-ul ăsta, că chipurile, lumea au votat persoana dată. Ca să speli pe mâini că juriul este, dar da. El nu a ales și trebuie da. Ești. Adică publicul. Sunt oamenii din jur, ei văd și dacă o să leagă altceva, toată lumea o să-l sară în cap. Băi, da. Mai sunt oameni care mai înțeleg o leacă muzică, mai văd, mai știu, mai... Da. Și tot așa mai departe. Și asta ține cumva mai mult de televoting. Tu fiind... Într-o țară, hai să spunem până la urmă, străină, că vrem noi, nu vrem, chiar dacă avem noi toți cetățenii și tot așa mai departe, oricum România e un stat străin pentru noi. Chiar dacă eu am trăit 5 ani de zile în București și tot așa mai departe. Sau, hai să spunem altfel, eu nu am atâția cunoscuți, neamuri sau prieteni care ar putea să-și permite să cheltui bani pe un SMS care costa acolo până la un euro sau un euro și ceva sau nu mai știu cât costa, în fine nu asta contează. Dar lumea de rând ei se uită la televizor pur și simplu dacă le este interesant, se uită la televizor, se uită la show. Dar nu prea el curajul sau dorința de a lua telefonul și ia să dau eu un euro și 50 de la mine, un vot pentru cineva acolo. Sunt și din ăștia. Păi asta am vrut zic, că sunt din. Dar marea majoritate pur și simplu se uită și eu nu știu cât lume votează și cine votează și cum votează. Ai avut așteptări la concursul ăsta? Mai mari? Asta înțeleg eu. Nu știu cum să spun. Eu am avut așa o situație la un moment dat că ceva din mine, dar nu o să dau nume și nu o să spun cum și nu o să spun când, s-a apropiat cineva de mine, o persoană care știa chestia cu voturile, toată da. Chestia asta pe acolo, pentru că el era și acolo, și acolo, și dincolo, și peste tot era persoana dată și la un moment dat s-a apropiat de mine, m-a îmbrățișat și cu lacrimi în ochi mi-a spus la urechi. Asta exact cu 3 minute înainte să se închidă televizorul. Și mi-a spus la urechi, tu ești primul loc după voturi și ești detașat de restul. Dar, fete, că e tot normal și tu nu știi ce ți-am spus eu, adică trebuie să te comporți firesc, ca și cum eu nu ți-am spus nimic. Eu, pur și simplu, am vrut să-ți fac așa ca o surpriză. Și îți dai seama când vine cineva și îți spune chestiile astea la ureche, tu oricum îți dai seama, băi, eu am câștigat. Eu am câștigat X-Factor. Adică omul a venit și mi-a spus că eu... Și adică tu automat cumva prinzi ideea că tu gata, ai câștigat și tu oricum ești... adică așteptările astea sunt. Da. Gata, tu ai câștigat. Lumea așa, adică așa s-a spus omul care el nu pur și simplu vine de după ușă și el știe. Dar el știe pentru că el acolo a fost, el știe treaba cu televoting și tot așa mai departe. Și când tu ieși pe scenă și lucrurile de fapt sunt altfel decât cum ți s-au spus la ureche. Dar poate, dar tu nu te-ai gândit că omul cel intenționat asta ți-a spus sau pentru ca să fie emoție? Asta e un show, tu drept ai spus. Eu nu cred. Să vadă dezamăgirea pe fața ta, înțelegi? Într-un fel, nu? Nu? Eu m-aș nu fi cred gândit pentru că... Dar cu ce ocazie el trebuie să vină cu 3 minute înainte să-ți spună? De ce nu te-a lăsat, într-adevăr, să primești noutate acolo? Pentru că noi, până la urmă, eram ca o familie mare acolo, cu toată lumea și cu toți organizatorii de acolo. Noi eram ca o, echipă. Nu știu, mie nu omul celălalt, știi? Da, dar până la urmă eu cred că el mult prea firesc, persoana dată, mult prea firesc s-a apropiat de mine și mult prea firesc cu lacrimi în ochi mi-a spus chestia asta, eu nu cred
că, nu știu, trebuie să ai acolo niște capacități de actor ca să joci teatru și să spui chestia asta așa, pur și simplu, ușor. Și după concursul ăsta nu s-a apropiat nimeni din juriu să-ți propună colaborare? Să... Cine vă era în juriu atunci? Era Horea Brinciu, da. Mentorul meu, era Carlos, era Delia și era Ștefan Bănică. Da, și uite, ei fiecare ar fi putut să zică, băi, este ia să mă rim. Dar ei nu se bagă la alții, adică gen dacă eu sunt la Brinciu, bine, Brinciu dacă are treabă cu după mine. După da. Ce s-a terminat concursul, dacă Brinciu nu ți-a făcut acea propunere și chiar îmi pare rău, fiindcă, păcat, el nu... Nu știu mai este încă jumătate de an valabil contractul pe care îl semnezi tu. Așa. Cu televiziunea de acolo. Așa, și... Și după asta, eu, spre exemplu, am pățit asta la Vocea României, așa. În 2012. Uh-huh. Și am înțeles de ce. Pe mine m-a scos din concurs Moga, așa. Marius Moga, pentru că eu eram la el în echipă. Am înțeles. Și el m-a scos din concurs, eu am fost foarte dezamăgit, pentru că n-am înțeles de ce și tot așa mai departe, dar el știa foarte bine, mie nu mi-a dat prin cap. M-a scos din concurs, a trecut jumătate de an și peste jumătate de an m-a sunat, da bine că eu eram în București, m-a sunat și mi-a zis, vină la mine la studio, pentru că el știa că eu fac compoziții, că profesorul meu de specialitate era cu orchestra, cu bandul lui la Vocea României, acompaniau oamenii. Și probabil profesorul meu i-a spus lui că m-a văzut cântând la pian în una din când filmam acolo și în una din pauze. M-am ajutat eu la un pian acolo, era frumos. M-am ajutat și cântam acolo și Moga s-a uitat așa la mine într-o parte. L-am văzut că s-a uitat la mine. Șmecheraș. Aha. Și proful meu l-a observat și a zis: "A, îți place? Băiatul la mine la compoziție." Da. Și ăsta a pus ochii pe mine. Compune, băiat. Și m-a sunat peste jumătate de an după ce s-a terminat contractul cu televiziunea, dar eu nu mi-am dat seama, eu pe urmă am înțeles asta. Și m-a invitat la el. Și eu am fost acolo. Când mi-a dat contractul în mână, eu eram în al 9-lea aceea. M-a fi la Marius Moga, da. În echipă, ăsta e... Super, și? După care eu am coborât puțin cu picioarele pe pământ, stai, nu te grăbi, asta e idee bună, e foarte minunat, e frumos, da. Dar nu chiar așa. Am citit cumva chestiile astea din contract și tu știind că ești într-o țară nouă, hai să spunem, nu străină, dar nouă, tu ești de unul singur, tu nu, aici la noi în Moldova cumva ai apelat la un prieten, ai apelat la un avocat, ai apelat acolo, ai apelat dincolo. Dar fiind în România, pe mine... Unele cerințe din contractul ăsta pur și simplu m-au speriat și eu am zis că eu nu vreau să mă bag cu chestiile astea doar de dragul faptului că eu vreau să fiu la Moga în echipă sau tare ardi mie asta. Și eu până la urmă am fost nevoit să refuz anumite condiții pentru că nu m-au speriat în primul rând și nu știu. Dar vezi că uneori trebuie de riscat, înțelegi? Da, dar din moment ce tu îți dai toate drepturile tale, probabil inclusiv și ca om. Oricum, acela probabil a fost momentul. Tu îți dai seama că asta a fost în 2012, mai mult de 10 ani în urmă, tu erai tineri, el avea 20 de ani. Da, dar eu atunci... N-aveai și pierde, tu înțelegi? N-aveai și pierde. Tocmai de asta, că atunci când îți apare un contract în față care te pune deodată în fața faptului că tu, dacă semnezi acum, tu... 5 ani de zile te-ai legat ca așa la gât față de cineva sau cu cineva acolo. Și tu, mai ales la vârsta asta de 20 de ani, tu atunci fiecare 5 minute nu vrei să le pierzi. Și pentru tine stânște gândind 5 ani de zile, dar eu mă leg cu oamenii ăștia 5 ani, eu nu am pot scăpa de dânsi eu la un moment dat. Dar acolo, bine, noi numai în contractul ăsta, în practic orice contract în România, pentru că eu acolo cel puțin am avut propunere de genul ăsta, la noi n-am avut. Acolo te legi cu capul, cu gâtul, cu mâinile de un gard. Gardul și ala firma sau compania sau tot așa mai departe. Și tu îți dai seama că asta e foarte bine, dar nu e chiar bine. Pentru că eu dacă am, spre exemplu, sau sunt solicitat în altă parte, la un concert sau la un eveniment sau nu mai contează unde ești solicitat, tu nu poți să faci niciun pas, pentru că acolo spune așa, nu băiatul, tu nu mergi acolo. Sau dacă mergi, trebuie direct prin ei, ca ei să-ți ia acolo nu știu ce și la urmă, adică
tu mergi undeva să cânti și poate să câștigi vreo 2 bani, dar ei ți-i iau pe toți și numără și la urmă îți spun, hai, duci să-i ție o înghețat. Tu înțelegi că e fața. Eu puțin te înțeleg, dintr-o parte te înțeleg, dar din altă parte eu cred că tu ai ratat momentul și șansa atunci. Fiindcă la vârsta aceea nu prea pierzi și nu trebuie să te gândești cineva te amăgește. Lumea asta toți te amăgesc, înțelegi? Mai puțin sau mai mult. Oricum cineva profită de tine și la 20 de ani, și la 30, și la 50, crede-mă, tot profit. Așa că tu, eu nu cred, trebuie uneori de riscat, nu trebuie de așteptat că nu, dar poate, dar nu știu cum. Adică mi se pare că aici tu singur pe tine te-ai complicat, știi? Probabil, eu și aveam 20 de ani. Pentru mine chestia asta, pur și simplu, a fost, nu da, știu, tu ai, nu știu cum să zic, ai legat-o cu faptul că îți pierzi libertatea într-un fel. Dar da. Eu te înțeleg. Eu eram, nu știu cum așa, împotriva la cover-uri, dar chiar și eu am două cover-uri. Deci îți dai seama, iarăși, mulicând, ele la mine au părut întâmplător. Ba pentru, trebuia pentru ele Revelion o piesă anilor nu știu care, ba o dată pentru sărbătoarea limba noastră ceva patriotic și am apelat la o piesă din repertoriu mai vechi, știi? Și până la urmă am văzut că ele au prins, aranjamentele așa bune au ieșit și ele prins și eu până acum le cânt în concerte și parcă am și uitat că-s cover-uri, parcă îmi pare că-s amiele deja. La noi știi? Majoritatea, bine, eu nu vreau să vorbesc da. Asta așa de tare, dar sunt mulți interpreți care... Care cântă el doar pleacă cover-uri. La eveniment privat și el cântă ca artist, dar cântă cover-uri. A, asta nu e normal. Eu știu despre ce spui tu. Da, asta... Eu știu despre ce spui. Dar nu, nu. Apropo, asta, eu nu vorbesc de o persoană anumită. Da, eu știu că sunt mulți. Foarte mulți eu care știu. Fac chestia. Când tu ai repertoriu 1, 2, 3, asta e ok. Dar când tot repertoriul tău e doar cover, eu sunt de acord, nu. Și eu îndemn oamenii ăștia, fiindcă în mare parte sunt oameni talentați să-și facă propriile piese, neapărat. Păi, eu chestia asta puteam să o fac și eu de mult. Eu puteam să mă duc să cânt la evenimente private pe jumătate de oră, făceam un program de jumătate da, de oră și mă duceam să cânt. Tu înțelegi că e paradoxul. Tu, e paradoxul că din, la noi sunt exemple o sumedenie și în România și la noi, dintre cei care cântă cover-uri și ei sunt vedete. Uite, în România e același Fuego. El, tot repertoriul lui sunt cover-uri. Tot repertoriul și lui. Și Horia Brenciu, apropo, tot. Și Horia Brenciu, da, dar iată, și la noi tac, nu mai zic, dar ca să nu... Fiscot, da, să nu-mi sară în cap. Dar eu am vedere cutie că pot să fii vedetă și pe cover-uri, știi? Măcar că mie mi se pare așa pentru ca tu să te simți cumva bine, să lași totuși o urmă în urma ta, știi? Să lași o memorie în urma ta, trebuie să ai și piesele tale originale, care ar spune, uite, omul ăsta, eu îl recunosc după piesa cu tare, știi? Așa că tu ai toată până la urmă, a cânta un cover, nu știu, cel puțin din punctul meu de vedere, a fost asta, să cânți un cover, o piesă arhi-cunoscută, gen care a apărut în trend. Da. Eu mi-amintesc că ultimul meu cover, dacă nu greșesc, probabil a fost Running, al lui Beyoncé. Și el când a apărut în 2015 sau 16, nu mai știu acolo exact, el când a apărut piesa asta atunci, asta era, nu știu, cred că cea mai ascultată piesă, toată lumea știa. Și în România, și în Moldova, și în Europa, și în toată lumea știa piesa asta Running. Și era cumva în trend să faci un cover la piesa dată. Și eu, lucrând în studio, având posibilitatea de a înregistra și a scoate negativ și toate chestiile astea de pregătit pentru a cânta un cover, pentru mine era foarte ușor. Și am zis, păi, i-am pus camera așa, pe un stativ acolo, m-a filmat, i-am dat rec. Am dat rec la calculator acolo, a pornit negativ, am alergat repede din partea. A, nu, am pus cu metronom, cu secunde, am pus acolo, da, nu mai știu, da. O minută. Până m-am dus în partea alaltă, mi-am pus căștile, a început piesa, deci mă filma, am înregistrat cover-ul din prima, pentru că eu nu aveam alte ieșiri din situație, trebuia din prima să cânt perfect ca să fie totul super. Da, eu nu aveam să fugi așa de 3-4 ori, să faci dubluri, nu. Făceam din prima și filmam tot din prima. După asta plecam acasă, la calculatorul de acasă, trebuia să montez video cu sunetul. Deci era o dita mai chestii, dar asta era interesant, pentru că să cânti piesa Running, asta era top atunci. Și pentru mine asta cred că e o chestie importantă, că dacă te apuci să cânti cover-uri, să fie într-adevăr o piesă care e mega, ultra, arhi, cunoscută. Și ea, într-adevăr, prinde. Și tu, dacă nu vrei să o copi, să faci copy-paste
exact ca interpretul de acolo, bagă o manieră de-a ta. Și dă-i un colorit, dă-i o culoare nouă. Eu știu la ce m-am gândit, că uite, tendința asta acum pe cover-uri e foarte mare, tu drept ai menționat, iată și Ileana a menționat. Eu știu și mă gândeam, dar poate într-adevăr s-au epuizat melodiile bune, știi, cele care pot deveni șlagări. Melodiile bune de mult s-au epuizat. Bine, care să apară șlagări, fiindcă eu m-am prins că eu nu pot să-mi găsesc o piesă, uite, care să zic că îi plac, adică știi, adică e foarte, foarte complicat, știi? Și eu cred că și compozitorilor, înainte, nu știu cum era, atâta multă informație muzicală, îmi scriau și în privat o grămadă și îmi trimiteau și era, tu numai trebuia să alegi, da poate asta, da poate asta, da poate asta. Acum, eu nici nu prea pot, nu, nici nu zic că cineva mai, nu că faci, probabil face, dar prea puțină. Și nu e ceva deosebit. Știi? Mi-amintesc că din 2015, de când a fost ultima dată la Eurovision, în fiecare an, deci în fiecare an de atunci până acum, în fiecare an primesc mesaje de la tare, tare mulți compozitori din Europa care îmi propun piese sau o piesă de-a lor la care au muncit tare mult sau o listă de piese la care au muncit mult. Da. Și să-mi dea piese ca eu să particip cu piesa lor la Eurovision. Și eu am abordat chestia asta odată, dar nu mai știu, cred că în 2010. Am cântat prima dată o piesă de-a cuiva și atunci cred că a fost primul an când s-a deschis cu asta, că ai voie să cânti o piesă din străinătate. Da. Și după asta am tot primit mesaj de asta în fiecare an, de eu le spuneam, eu sunt compozitor și eu până la urmă, că asta am făcut, facultatea asta am făcut-o. Și până la urmă nici măcar orgoliul meu nu îmi permite să iau piesele de la altcineva și să cânt piesele altcuiva, dacă eu pot să compun. Exact. Și am fost nevoit să refuz. Da, apropo, bine că ai menționat că mulți noi spunem că ai făcut compoziția și mulți pot să înțeleagă despre ce este vorba. Este vorba că acolo învață cei care apoi devin compozitori, cei care scriu muzică. Asta înseamnă compoziție, așa-i? Bun, Marcel. Noi parcă am vorbit despre toate. Unicul lucru că noi probabil n-am vorbit despre viața ta personală, dar tu mi-ai spus că ești însurat. Da. Da? Ai o soție, copii încă nu, cred că, da? Nu, încă nu. Încă nu, urmează foarte bine, felicitări din start, dar trebuie să faci neapărat. Și dacă vrei, poți spui două cuvinte despre soția ta, dacă e tot din domeniu, cine ea? Soția mea este jurnalistă. Opa! Așa, da. Păi tu ai încă și un jurnalist acasă, că e cu atât mai mult. Trebuie să faci mișcare. Soția mea e jurnalistă, dar am voie să spun unde sau nu. Da. Soția mea e jurnalistă și e, nu știu cum să spun corect, director, șef, manager, cel mai principal om la suntpărinte.media. Suntpărinte.media. Da. Noi avem așa un site, da? Exact. Aha. Da. Și de acolo fiecare părinte pasă în viață și trebuie să facă corect copilul lui și tot așa mai departe. Gata, eu mi-am amintit. Noi când ne-am întâlnit, eu mi-am amintit. Da, cum se numește soția ta? Cristina. Deci cu Cristina am făcut interviu cu fetele acum câțiva ani urmă, în pandemie sau înainte de pandemie. Ceva de cred că în pandemie, în 2021. Da, relația mamă-adolescent, ceva de genul ăsta. Da, gata, mi-am amintit. Aha, foarte interesant. Eu jurnalist și eu consider că femeia, soția mea, e cea mai bună jurnalistă. Cea mai bună. Asta e bine că tu așa. Apropo, ea ca și mine, eu în domeniul muzicii, ea în domeniul jurnalismului participa, acum, mă rog, nu prea să fac astfel de concursuri, unde trebuie să te înscrii cu un material sau trebuie să ai anumite cerințe ca să intri acolo, să participi și are foarte multe concursuri câștigate. Asta ca și jurnalist. Am înțeles. Eu sunt convinsă că și ea consideră că cel mai bun interpret e soțul ei. Exact. Asta e 100%. Bun, atunci ți-e baftă în continuare și noi mai avem o rubrică, un blitz. Iar blitzuri. Dar ce iară? Dar unde ai mai fost la blitzuri? Am mai fost la niște interviuri, au fost iar blitzuri din astea și trebuie... A, nu, la noi nu-i contra cronometru, seara în vedere
întrebări și răspunsuri pe scurt. Da. Da, dar asta nu înseamnă că punem ceasul sau nu știu ce. Dar nu înainte de a pune publicitatea încă unui partener al nostru, Storac, uite, îl vezi, producător de fațade, mai bine zis, de elemente de decor pentru fațade și, dacă tot e partener, el vine și cu un cadou pentru invitații noștri. Pentru mine. Evident. Uite aici e scris, Marcel Roșca, tu primești un voucher cu 20% reduceri la comand, la, nu știu, la orice comandă la Storax de elemente de decor sau altceva. Eu nu am caz pământ, dar cred că... Dar poți să o faci cadou sau pe viitor? Dar cred că eu să-i dau lui tata. Dar îi fac și în casă. Da. Deci ai să-i dai lui tata? Minunat. Da. Tata o să bucuri foarte mult. Eu cred că da. Da. Și uite, tu ai minus 20%, dar cei care ne privesc, apropo... N-au 20%. N-au 20%, dar cei de la Storax fac o promoție acum. Și, și voi, o să aveți 20%. Nu 20%, o să aveți ceva mai puțin, dar o să aveți 10%. Am crezut că e 30%. Exact, la elementele de decor pentru fațade și nu doar, la toate materialele de construcții care le găsiți acolo la Storax, veți avea o reducere de 10%. Eu cred că asta e bine, mai ales în timpurile noastre, cât costă, e minunat. Dar da. Nu oricare poate fi invitat la noi emisiune, așa că tu, vezi, primești 20%. Și mai e ceva. O noutate, nu pentru tine, tu ești pe muzică, te rog. Și nu asculta ce spun eu, eu spun pentru cei care ne privesc. Apropo, cei de la Storax caută și lucrători. Deci, dacă vă doriți să lucrați în astfel de companii, evident, dacă în astfel de companii, atunci contactați, mai multe detalii vă-l dau ei. Pe mine nu mă întrebați și fel de lucrători, că eu oricum în asta nu știu. Eu sunt muzicant. Sunați pe ei și îi vă spun tot. De cine au nevoie de zugrav? Nu mai știu, poate nu, eu cred că nu doar de zugrav, de oameni din domeniu, din domeniul construcțiilor cu siguranță. Dar poate și din alte domenii. Ochilor le place să vadă frumosul în fiecare detaliu. Asta inspiră și te face să fii mai fericit. Storax, producătorul autohton de profile decorative, transformă orice casă obișnuită în una cu adevărat remarcabilă. Echipa Storax vine mereu cu idei originale și concepte unice, care transformă obișnuitul în extraordinar. Și indiferent de bugetul de care dispuneți, Storax vă promite elemente decorative pentru fațade perfecte și durabile. Stilizate după conceptul de design al fațadei, extrem de rezistente, mult reduse în greutate și foarte ușor de montat, creațiile Storax sunt exact ce trebuie pentru un efect wow al casei tale. Pentru a profita de serviciile echipei Storax, îi puteți apela la numărul 0681 54 234. Bun, și acum blitzul. Deci, când ai fi vrut să lași muzica și să începi a face altceva? Dacă ai vrut așa ceva. Niciodată. Da? N-am avut niciodată asta. La mine nu știu cum asta a fost așa, direct, pentru totdeauna. Eu fac asta. Dar știi, uite, vrei să spun ceva. Eu așa uitându-mă la tine și cunoscându-te, că de fapt noi azi ne-am cunoscut așa, fi buni, da? Odată ne-am văzut, ne-am salutat atât și în rest la televizor, cum zic tot, știi? Eu așa mă uit la tine, mie mi se pare că tu tare bine te descurca în afaceri, în chestii, iată așa. Eu cred că m-aș descurca foarte bine special, în orice direcție, doar că... De asta te-am întrebat, ca și aici întrebarea, că poate în afară de muzică, stai un pic, tu ești Gemini. Da. A, păi. Evident, clar, eu fac astrologie, dar Gemini este guvernat de planeta Mercur. Dar noi cu două fețe. Planeta Mercur răspunde de comunicare și de comerț. Așa că să știi că tu, dacă ai apucat să faci comerț... Îmi deschid un butic la Piața Centrală. S-ar reuși. Dar oamenii, apropo, Gemini, ei practic vând și aer. Așa că încearcă. Mai departe. Care este apogeul în muzică pentru tine? Iată. În primul rând, eu nu cred că el există, un apogeu, pentru că eu nu cred că ajungi la un moment în viața ta când, spre exemplu, nu știu, hai să spunem că ești pe o scenă de 100.000 de oameni, la concertul tău solo, unde toată lumea acolo chiui, urlă, leașnă, da. Plânge și tot așa mai departe după tine. Și eu nu cred că tu în momentul acela o să ieși pe scenă și o spui, ăsta e apogeul din viața mea, nu cred că eu aș vrea mai bine de atât. Deci și poate mai bine pe Marte, unde deja? Pe Marte e. Nu știu, eu cred că asta e o chestie care îți dă emoții. Mm-hmm. Dar eu nu cred că există un apogeu.
Pentru că eu am avut niște momente de genul ăsta când eu urcam pe scenă. Eu deja prea multe explicații dau la Blitz, nu? Nu, hai zi. Eu am avut momente când eu am intrat pe scenă și eu când am văzut că e 50.000 de spectatori în fața ta și 160 ceva de membri a jurului, da, tot în fața ta. Au trecut niște emoții, s-a ridicat părul de pe mâini așa și tu nu știai în care parte, cum te cheamă și de unde ești și de unde vii. Dar până la urmă trebuie să poți să stăpânești. Da, îți dă niște emoții care tu pur și simplu le trăiești probabil pentru prima dată sau tu nu ai aer, nu știi cum. Tu când vezi că atâția ochi sunt pe tine, bine, exact, când vezi o cameră și stă pe tine camera acolo și tu ți închipui că la acasă sunt un milion de oameni care se uită la televizor și te-a văzut la emisiune, e bine. Uh-huh. Dar când tu vezi în timp real că se uită atâția oameni la tine și tu cânti pe o scenă și toată chestia asta e concentrată acolo, pe scenă, unde stă omul acolo. Asta e din nedescris. Dar apogeul ăsta nu există. Am înțeles. Știi, nu de mult, invitatul meu a fost Igor Rusu, interpret de muzică popular. Îl știi, da? Da. Deci eu cu el am fost coleg la conservator, deci îți dai seama, are o experiență în spate, are și niște ani. Și atâi exact pe el l-am întrebat că tu, când consideri tu că ai atins succesul, că a fost momentul tău de glorie, la care el mi-a spus, eu consider că încă urmează. Adică, exact. Da, îți dai seama, ți-ar părea, omul deja, toți îl cunosc, are... Da, el și atunci când o să consideri că o să urmeze, nici atunci nu o să urmeze, o să fie încă și după. Ok. Care crezi că este cea mai bună voce de la noi din țară? Aha, te-am pus la pereți. Pot să evit răspunsul la întrebarea asta? Nu vrei să faci dușmane, așa? Dar eram zic cu 30 de. Nu, eu nu vreau să vorbesc despre mine la capitolul dat. Bine, hai atunci, nu trebuie să spunem care este cea mai... Spunem ce voce îți plac, ce voce noi avem, care tu le apreciezi de la noi. Chiar aș vrea să știu, de la noi. Poți spune mai multe, nu una. Mie îmi plăcea, dar nu l-aud de foarte mult timp, deja de câțiva ani buni, îmi plăcea vocea lui Gicu Cimbir. Sfântă-ni casa, cu focul ei veșnic din vatră, sfântă-ni casa. Da. Dar nu mai aud. Nu știu de ce. Gicu. Da, te salut, Gicu. Salut, dacă... l-am văzut chiar săptămâna trecută. El mai mult acum stă în studio și lucrează, dar tu ai dreptate. Păcat. Da. Eu, chiar dacă el e alt timbru vocal decât ceea ce cânt eu, spre exemplu, eu sunt tenor, el e bariton și tot așa mai departe, nu asta contează. Mie îmi plăcea timbrul ăsta lui vocal și el avea o piesă care mie îmi plăcea enorm. De cine pot să mai spun? Era un băiat, dar el cred că s-a mutat în America. Era Boris Coval. Boris Coval. I wanna run away. I wanna fly away. Așa. Și mai era un băiat, Victor, dar nu mai știu cum e numele de familie. Era un băiat Victor, dar chiar nu pot să-mi amintesc. O voce pe care o auzeam doar la concursuri. Doar la concursuri. Mm-hmm. Dar el era o voce tare bună. Nu, el... că a fost un timp, a fost în acord, nu? Victor acela rusă. Bravo, da, el, ăsta. Eu am uitat numele de familie. Victor din prima generație din acord. Da, știu despre ce vorbești. Stribitski, da? Când a făcut interviu Stribitski, a spus că el e la Moscova, undeva în Rusia. Probabil, acum, eu da, nu știu absolut nimic despre el, dar eu da, mi-am amintit că a fost în prima componență, da. Acea voce îmi plăcea. Așa. Din femei. Da? Din femei. Dar nu zic acum Aura, că nu categoric, eu asta nici nu aștept. Eu chiar aștept niște voci de astea, de concurs cum tu, deci voci. Eu undeva intuiesc pe cine ai să numești de asta. Da? Pe cine? Da. Cred că Nelly Ciobanu, cred că Natalia Barbu, deci cei care... Natalia Barbu, da. Mie îmi place tare mult, chiar dacă... probabil nu e atât de cunoscută. Așa, hai zi. Mie îmi place vocea Mihaelei Andrei. I am ready.
ea cântă cu mine împreună. Asta n-am știut, de-aia întreb cine e fata, da? Mihaela Andrei este interpret, ea a cântat și la Eurovision în selecția națională și nu doar într-un an a cântat la Valeria Pașa în backing vocals. Oh, apropo, asta, Valeria Pașa, ce spui? Valeria Pașa e bună voce. E bună voce, bună voce, îmi place fețeasta, da. Chiar e bună. Vocea Mihaelei, am zis. Natalia Barbu, o foarte bună voce, dar la fel ca Gicu Cimbir, nu știu. Bine, eu am auzit piese de-a ei, că mai scoate piese, dar deja nu mai are tendința asta, așa cum o țin eu minte pe Natalia, pe Natalia Barbu. Am înțeles, am înțeles. Uite, da, eu nu știu, poate că a plecat în România, mie îmi lipsește, îmi lipsește. Dar în general lipsesc concertele, lipsesc concertele acolo unde puteai să auzi voci. Dar noi nu mai avem, asta da, e foarte bine menționat, că noi, eu nu mai țin minte când ultima dată s-a făcut un concert frumos, mare, cu tare mulți interpreți de talie grea. Da, da. Care să cânte la noi, să fie un concert frumos, live, cu absolut tot. Noi făceam mult timp șlagru anului, din păcate nici de cum nu putem reveni la acest proiect după pandemie. Motivul ar fi că probabil nici șlagări atâtea nu avem. Tu ai observat că muzica ușoară ultimul timp se aude despre ea puțin, iar ceea ce este, da, sau deloc, iar ceea ce este, așa e, numai nu muzică ușoară numește, ce fel de... Dar noi cum acum, la moment, nu avem nici măcar muzică de operă, nici clasică, nici... Dar de ce? Mie mi se populară, pare că... Mie, da, populară s-o mai aude. S-o mai, da, și-a mai revenit, dar și muzica clasică mi se pare că da, parcă se zbucem, gata, parcă deja... Se mai aude, se mai aude, dar nu la noi în Moldova. Se aude despre Valentina Nafornița că a fost acolo, că a fost acolo, dar la noi însuși, în Republica Moldova, chiar dacă eu am foarte mulți colegi care sunt soliști pe la teatru de operă, care cântă în cor, nimeni nu-i cunoaște pentru că nimeni nu merge la spectacole. Ei, nu-i chiar așa, Marcel. Sincer vorbind, bine, eu văd că... Nu, am zis eu, prea, eu tot fac, prea tăios. Totul iau în comparație. Pe timpuri, într-adevăr, la operă, pe timpuri. Cândva era înșlag pe timpul meu, când eram eu copil, student, după care au venit anii 90, era prăpăd, deci cei de la operă pur și simplu mureau de foame, ei îmblau doar cu concerte peste hotare, cu autocarele, îți ducea a pleca teatrul nostru de operă. Eu știu, dar atunci la greu, fiindcă la noi la operă nu pleca, nu venea nimeni. Sala era goală cu, eu nu țin minte cât era biletul, copiii și nu se mergea. Acum, după mine, parcă s-a resuscitat teatrul de operă într-o și balet. Într-o oarecare măsură, și da. Deja sălile le văd pline. Eu îmi amintesc când eram profesoară de educație muzicală acum în pandemie, am vrut să-mi duc copiii mei la balet și copiii pe care îi învățam. Și n-am putut, de câteva ori am încercat, era full, tot vândut. Deci îți dai seama, eu m-am bucurat. Și prețul la bilet s-au mai schimbat și în teatre, totuși un pic lucrurile s-au schimbat. Mie îmi pare rău anumit domeniul nostru de muzică ușoară. Uite, că acolo e că aici lucrurile stau prost după mine. Stau prost de tot merge ca așa încolo. De la pandemie încoace, da. Da, dar chiar prost de tot, înțelegi? Dacă în muzică populară, dacă în muzică academie, în teatre, în cinematografie, în ultimul timp mai ales s-au schimbat lucrurile, poate și din motiv că a venit ministrul lor, știi, tot e tot. Dar în muzică ușoară stau lucrurile un pic mai prost. Nu cu un pic, dar cred prost că se vor tot. Schimba. Da, eu tot cred că tot asta e temporar și se va schimba, dar pentru asta trebuie să fie dorință. Așa, ce ai vrut să lucrezi înainte de a face muzică? La mine n-a existat o a doua variantă. Clar. Inițial, ți-a plăcut și inițial, gata. Eu de asta am zis că eu te-aș vedea, tu să mai faci și altceva. Eu când am conștientizat că am apărut pe lumea asta, eu asta făceam. Așa, nu? Eu pot fi multifuncțional și cunosc mai multe domenii. Și sunt unele domenii pe care le cunosc foarte bine. Eu cred că te pricep bine în tehnică, 100%. Eu mă pricep foarte bine și în mașini. Da. Eu probabil aș putea fi și un mecanic auto, spre exemplu. Corect. Sau... Dar asta nu pentru emisiuni, fiindcă tu ești gemin, dar asta e Mercur, asta e mașină, asta e tech. Dacă aș vrea, aș putea comerț, fi și bucătar. Asta e jurnalist. Eu pot să gătesc. Da. Eu pot să gătesc. Molabieț. Eu aș putea probabil să fiu și jurnalist, apropo. Da, da. Pentru da. Adică eu văd după cum păi de asta zic, ești multifuncțional. Și
M-aș descurca numai rău. M-aș descurca, da. Da. Zic eu, aur în loc tău liber, poftim. Eu nu cred că aș putea fi stomatolog, spre exemplu, sau cumva medicină, pentru că chiar nu am studii. Dar eu aș putea, nu știu, poate asta e cumva prea tare spus, dar probabil eu aș putea să mă bag și în domeniul juridic. Pentru că eu de foarte multe ori mi-am apărat drepturile în instanțele de judecată. Cu poliția de rutieră, singur, da? De poliția unul singur, rutieră. Și nu doar cu poliția rutieră. Aha. De unul singur, fără avocat, fără nimic. Și eu am procese de judecată pe care le-am câștigat. Nu și ești. Clar, și încă o întrebare. Care a fost cel mai mare pariu pe care l-ai pierdut? Sau tu nu joci? Nu, în primul rând, pornesc de la asta că nu am pariat niciodată, pentru că eu de mic copil țin minte de la bunica care îmi spunea, dar ea nu spunea pariu, spunea rămășag. Aha. Niciodată să nu te iei la rămășag, cu nimeni. Și la mine s-a antipărit asta și nu doar la bunica mea, deci la părinți și tot așa mai departe. Eu am auzit asta de fiecare dată, că nu trebuie să pariez cu nimeni și tot așa mai departe și asta cumva mi s-a antipărit în cap. Și n-am avut niciodată, n-am avut un moment de genul ăsta că să pariez cu cineva să-și pierd. Clar. Să eu dacă m-aș apuca de ceva sau să pariez cumva, eu aș face-o doar în momentul când eu aș ști sigur că eu nu am cum să pierd. Bun, Marcel, gata. Parcă te-am discutat noi azi. A fost blitz, dar nu prea blitz. Blitz, da, dar nu-i nimic. Da, la noi blitzurile sunt așa. Ele la noi tot e altfel. Știi? Producătoarea nu-i ca toți producătorii. Operatorul ăsta nostru nu mai știe. E operatorul, e dansator, e editor de imagine. Tribat nu am căldușor. Dar la noi totuși. Caura lui caura. Asta e foarte bine. Fiecare om șepe în mai multe domenii. Exact. Bun, Marcel. Numai decât. Deci... Ia, mai am un cadou. Ai, stai, Iuliac, să mă întind. Uite, mai ai un cadou de la partenerul nostru. A priori, wine. Ți-a plăcut spumantul, așa? Iar apă. Iar băuturi, iar biemze. Iar biem. Uite, ăsta e un set romantic. Împreună Cristina. Și eu... când îl deschizi și după asta faceți o frățoară ceva. Nu știu degeaba. Da, neapărat. Mulțumesc pentru invitații și mulțumesc pentru dispoziția bună, da. Și la, pe alocuri, sfaturi. Da. Nu te-ai supărat pe mine? Eu le accept, nu am de ce să mă supăr. Tu ai înțeles de ce pe mine? M-o durut asta. Sunt unele momente care ele sunt reale și eu orice sfat îl iau în considerație. Și eu, nu știu, dacă o să mă mai chemați să revin. De-am video. Poate, eu vă mulțumesc pentru invitație. Poate în alt proiect, noi avem la Unica, apropo, multe proiecte, așa că dacă ceva, te îmbrăcăm, te dezbrăcăm. Poate... Dacă faci copilaș, te mai chemăm, dar la alt proiect. Avem proiecte pentru ditete, cum zice. Dar, de fapt, noi avem în plan și un alt proiect foarte interesant. Uite, acolo sigur te chemăm. Nu spunem la toți ceva. Când stingeți camera, o să-mi spun. Da, da. Iată, acolo e de tine și talentul tău. Sănătate multă. Și, cum zicea Gozi, iată, eu vreau să-l pominez. Dacă ultimul interviu am avut cu el, îți doresc entuziasm, fiindcă el a zis, tu poți să ai multe talente și sănătate și tot, dar dacă n-ai entuziasm, nu ajungi să faci nimic. Și asta e corect. Și asta e corect, așa e? Da. Vouă, sănătate mult și entuziasm vă dorim. Sigur că lăsați comentarii bune. Eu așa nu știu, parcă intuiesc, ca să mă iei pe mine o leacă așa, dar fac și vorb, noi tot în aleșterii. Las, rămâne acolo comentariile lor. Clopoței, subscribe. Abonați-vă la pagina noastră de YouTube și de Facebook și până sâmbătă la o nouă întâlnire cu un nou invitat interesant. Iarăși, așa și nu știu, vara asta e foarte la noi diferită, noi așa și nu știm cine e următorul nostru invitat. Așa, prindem toți pe care îi găsim prin oraș. Important că ei până la urmă apar. Da, exact, exact. Hai! Cauți în pulsația orașului, în ochi necunoscuți, în culorile vibrante ale istoriei. Deschizi ușile visării, trecutului, prezentului și viitorului. Este cuceritoare și de o naturalețe irezistibilă. Feteasca albă descoperă inspirația autentică în nobilul spumant brut a priorii Wine.